Dragi prieteni, pe măsură ce situația cu pandemia COVID-19 se agravează, atât în Republica Moldova cât și în lume, frica pune tot mai mult stăpânire pe noi. Cifrele, analizele, prognozele arată tot mai sumbru. Aceasta se mai adaugă și faptul că mass media scoate în evidență doar lucrurile negative. Deci astăzi vreau să vă propun o meditație biblică pe care am intitulat-o De ce vă este frică? În Evanghelia după Matei, în capitolul 8, începând cu versetul 23, avem descris o întâmplare bine cunoscută din viața lui Iisus și a ucenicilor săi. Iisus a suit într-o corabie și ucenicii lui au mers după el. Și deodată s-a strânit pe mare o furtună atât de strașnică, încât corabia era acoperită de valuri și el dormea. Ucenicii s-au apropiat de el și l-au deșteptat strigând, Doamne, scapă-ne că perim. El le-a zis, de ce vă este frică? Puțin credincioșilor. Apoi s-a sculat, a certat vânturile și marea și s-a făcut o liniște mare. De ce vă este frică? A fost întrebarea lui Iisus. Dacă ar fi să facem o listă a lucrurilor de care ne este teamă, cred că lista aceasta va fi destul de lungă. Pe de altă parte, fiecare are anumite temeri în viață și altcineva spunea că spunem lucrurile de care te temi și am să-ți spun ce fel de persoană ești. Dar astăzi nu vreau să mă refer atât de mult la o analiză a fricii în termen general, cât ar vrea să vorbesc despre ea în contextul acestei pandemii în care ne aflăm. Frica joacă un rol important și un rol interesant în viața noastră. Frica este o emoție. O emoție care se manifestă în mod diferit. Adică intensitatea ei este diferită de la persoană la persoană, în funcție de împrejurare. Uneori ai o teamă mică față de o anumită situație. Alteori, o frică mare pune stăpânire pe tine și nu ești în stare să faci niciun lucru. Dar, în același timp, având în vedere că frica nu este o acțiune, ea nu poate fi oprită, ea nu poate fi interzisă, ea nu poate fi cuantificată pentru că nimeni nu o vede. Frica este o emoție și este o emoție care e parte din noi. Pe de parte, viața fără frică este de neimaginat. Frica își are și un rol benefic în viața noastră. Un copil încă de mic învață să se teamă de lucrurile care i-ar face ceva rău. Avem un nepoțel, acum are 10 luni de zile, nu de mult a învățat să se târască prin casă. E o bucurie, e așa de frumos să-l vezi cum el descoperă lucrurile din casă. Dar pe măsură ce se târe dintr-o cameră în alta, se mai produc și anumite accidente. Și începi să vezi cum la el se dezvoltă acest reflex. Reflex de a se feri de anumite colțuri ascuțite, de a se feri să nu cadă jos. Toate acestea au un rol benefic în viața lui. Și frica are acest rol. Ea ne protejează pe noi. Știi să nu bagi mâna în foc, să nu bagi mâna în briză, să nu treci strada la culoarea roșie, să nu faci alte lucruri care ți-ar putea dăuna vieții. Pe de altă parte, există și celălalt aspect al fricii, un aspect în care ea poate să ne imobilizeze. Frica poate să pună stăpânire pe rațiunea noastră, poate să pună stăpânire pe ceea ce facem noi. Așa cum spunea, deși frica nu este o acțiune, ea poate să te împingă spre anumite acțiuni. Frica nu este un păcat, dar ea poate să te împingă spre anumite acțiuni greșite, uneori chiar și păcătoase. Este o istorie interesantă în Vechiul Testament. După ce cele 12 seminții ale poporului Israel au ieșit din Egipt și au ajuns în fața țării promise, se știe că două seminții și jumătate au decis să rămână de cealaltă parte a râului Iordan. Și au putut să-și construiască acolo un altar. Lucru pentru care au fost criticați, lucru pentru care au fost condamnați, deoarece unitatea închinării însemna unitatea națiunii.
Dar interesant, atunci când au fost întrebați, ei au răspuns cu următoarele cuvinte, în Luca 22 cu 24. Am făcut lucrul acesta mai degrabă de frică. Face anumite lucruri mai degrabă de frică. Și aici trebuie să conștientizăm care este rolul fricii sau care poate fi impactul negativ al fricii asupra noastră. Azi dimineață ne-a trezit celălalt nepoțel, care în curând va pli 8 ani de zile. Din cauza unui dinte s-a umflat așa o jumătate de față. Am vorbit cu fiica, ginerile, cu Marina, ce se face, am contactat un medic și ne bucurăm. De fapt, pe această cale vreau să-i mulțumesc medicului, nu cred că este corect să-i spun numele lui, dar apreciem foarte mult promptitudinea cu care el a reacționat la nevoia noastră. Când i-am spus lui Ovidiu că îl ducem la medic, el s-a schimbat la față. S-a văzut că frica a pus stăpânire pe el. A început să-i curgă lacrimi. Am reușit să-l convingem cu o singură condiție, ca și eu să merg cu el. M-am dus cu el la dentist și în felul acesta l-am ajutat ca el să-și învingă teama pe care o avea. Când ne-am întors acasă, fața era de aia de bucurie. Se simțea așa de bine și eu, pe de altă parte, m-am simțit bine că am fost împreună cu el. Iată, acest gen de frică este frica despre care a vorbit și Domnul Iisus Hristos. De ce vă este frică? În anumite situații, când valurile sunt mari, când corabia se clatină, când vezi că s-ar putea răsturna, o frică de acest gen poate pune stăpânire pe noi. Ea te imobilizează, ea te paralizează, ea nu-ți permite să faci lucruri pe care ar trebui să le faci. Sigur, în viață, ca să fii un tată bun, un soț bun, un bonel bun, un lider bun, trebuie să fii liber de această frică. Nu poți să te lași controlat de ea. Cineva spunea că frica, propriu-zis, bate la ușa fiecăruia dintre noi. Dar, atunci când ea bate la ușă, nu te grăbi să-i deschizi ușa. Nu o invita în casă, nu o pune la masă, mai mult că nu o pune în capul miesii. Pentru că frica este o emoție. Ea poate pune stăpânire pe mintea ta, pe rațiunea ta. Frica ar trebui tratată așa cum ne învață Domnul Iisus Hristos. Într-o altă versiune a Evangheliei după Marcu, Iisus le-a reproșat ucenicilor zicând: pentru ce sunteți așa de fricoși? Unde vă este credința? Ca să învingi frica, ai nevoie de credință. Ai nevoie de credință în Dumnezeu. Credință care îți dă curaj, credință care îți dă pace, credință care îți dă liniște. Ai nevoie ca prin această credință să învingi frica care bate la ușa ta. În aceste zile, când frica se răspândește tot mai mult, când frica s-ar putea să pună stăpânire pe noi, este așa de important ca noi să ne punem toată credința și toată încrederea noastră în Dumnezeu. Deși poate suna paradoxal, dar frica față de oameni, frica față de anumite situații, frica față de acest virus, poate fi învinsă tot prin frică, dar prin frica față de Dumnezeu. Pentru că frica față de Dumnezeu îți dă putere, frica față de Dumnezeu îți dă înțelepciune, îți dă chibzuință. Într-una din epistolele sale, către Timotei, în 2 Timotei, 1 cu 7, Apostolul Pavel zice: Dumnezeu nu ne-a dat un duc de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. Interesant cum Apostolul Pavel contrapune în expresia sa aceste două duhuri, dacă am putea spune așa. Duc de frică și duc de chibzuință. Frică versus chibzuință. Atunci când frica bate la ușă, este important să o analizezi, să vezi, are ea vreun temei? Conform unor cercetări, se știe că în viața noastră, cel mult, și asta ar fi cifra cea mai mare, cel mult poate 10% din temerile noastre vreodată s-ar adeveri. Prin urmare, poți să trăiești viața fiind prins, cuprins de steamă, de spaimă, de frică, când aceste lucruri nu se vor întâmpla în viața ta. Pentru ce vă temeți? Puțin
credincioșilor. De ce vă este frică? Nu vreau să sun în această emisiune sau în această adresare, această meditație, ca un om foarte curajos. Dar știu un lucru. Atunci când frica bate la ușă, așa cum spunea Martin Luther, trimite credința să-i deschide. Haideți să fim plini de credință, să fim plini de încredere în Dumnezeu în aceste zile. Cu ajutorul Lui vom învinge și această situație care seamănă atâta frică în noi. Pacea lui Dumnezeu, care trece orice percepere, să umple inimile și mințile noastre, și a Lui să fie slava de acum și până în veci.